Inflație mare de sportiv de top la Bușteni. Primarul Emanuel Savin a organizat o petrecere în cinstea personalităților sportive care au făcut performanță pentru România. Multiplul campion la box profesionist Lucian Bute, campioana olimpică și mondială la judo Alina Dumitru, dublul campion mondial la ciclism paralimpic Eduard Carol Novak și laureatul olimpic la canotaj antrenorul lotului național Dimitrie Popescu, toți cetățeni de onoare ai Bușteniului, au jucat un meci demonstrativ de fotbal. Sportivii spun că un pic de mișcare este mereu binevenită. Ai rezistat până la finalul meciului? Bine, mai rezistam încă. Pentru mine nu a fost un efort foarte mare, pentru că nici n-am alergat de colo-colo, de la o parte la cealaltă. Am stat mai mult la atac. Dar a fost bine, a fost un antrenament bun. Puțină mișcare, nu? Puțină mișcare, exact. Că fac mai puțină de când m-am retras și nu e bine. Și de fiecare dată când este un moment de acest gen, vin cu mare drag și cu mare plăcere. Impresionați de drama locuitorilor afectați de inundațiile din județul Galați, Lucian Bute și nașul său, Emanuel Savin, spun că îi vor ajuta cu bani și cu două camioane de alimente și îmbrăcăminte. Este trist și dureros ceea ce se întâmplă acolo, într-adevăr. Am vorbit cu familia și, din fericire pentru ei, n-a ajuns apa la ei. Înainte de a începe meciul de fotbal, am vorbit acasă și era o apă străzi de 1 metru, 1,5 metri. Păcat, sunt foarte multe familii, am înțeles că undeva la 300 de familii inundate. Ne pare foarte rău, o să facem tot ceea ce putem, chiar împreună cu nașul meu am hotărât săptămâna viitoare o să trimitem două camioane cu ajutoare, alimente. Am serbat aici, dar oricum suntem cu sufletul acolo, alături de cei din Costache Negri, din Pechea și toți cei aflați în suferință. Întotdeauna orașul Bușteni a fost solidar cu toate acțiunile, toate calamitățile care s-au întâmplat în România și sperăm să, cu sprijinul cetățenilor orașului Bușteni, a oamenilor de afaceri, alocăm și o sumă de 500 de milioane de la bugetul local din orașul Bușteni către cele două localități. Vom merge împreună săptămâna viitoare, miercuri sau joi, la Pechea și la Costache Negri. Medaliatul cu aur la campionatul mondial, aplauze! Dublu campion! Dublu campion! După meci, primarul orașului Bușteni, Emanuel Savin, i-a oferit campionului Eduard Novak o diplomă de excelență, o plachetă personalizată, precum și un imens buchet de flori în semn de recunoștință pentru noul titlu cucerit de acesta în urmă cu o săptămână la Mondialele Paralimpice de Ciclism. De asemenea, diplomă de excelență a primit și antrenorul acestuia, Cristiano Valopi. Evenimentul s-a încheiat cu o petrecere la o cabană din localitate.